Ce și noi suntem la Teatrul Roman din Fluvier. Teatrul Roman din Fluvier are, pe lângă teatrul de aici, mai avem și Odeonul lângă, un complex foarte interesant care se găsește doar într-un singur loc în Franța, în afară de aici, care este la Vienne, care este foarte aproape de aici, dar asta într-un alt episod. Teatrul de aici era centrul orașului Lugdum. Lugdum este rionul roman. Unde este catedrala, era forumul. Ce e interesant aici, că el a fost construit în două etape. Odată pe anii 80 înainte de Hristos și a doua oară în perioada lui Traian și lui Adrian. Asta înseamnă pe la 100-130, așa, după Hristos. Aici se țineau comedii muzicale și asta a durat câteva sute de ani, până când pe la 400 lumea s-a mutat de aici, fiindcă noile centre de adunare a oamenilor au devenit bisericile. Asta, bineînțeles, este în vechiul Rion, unde sunt mare catedrale, San Juan și celelalte pe care o să le vedem mai încolo. Astăzi, teatrul este folosit în continuare, vara, și aici se țin nopțile muzicale ale Rionului, care se desfășoară în fiecare vară, trebuie să veniți să le vedeți, noi abia așteptăm să le vedem. Salut! Hai că acum mergem spre catedrală, este un foarte drăguț care merge de la amfiteatru. Se ajunge foarte ușor la catedrală dacă luați, cum se numește, funicularul, care urcă fix în fața catedralei, dacă toată e mai bine să faci și sport. Noi o să coborâm, pe jos și o să ne plimbăm prin Părculeș și o să ne bucurăm de aerul curat de Lyon. Dar pentru voi e mai bine să urcați cu funicularul, cum am urcat și noi de altfel. Dar bine, ce vedem acolo jos, sus, la Fluvier? Fluvier este cea mai importantă și cea mai frumoasă catedrală din tot Lyonul. Ea a fost construită pe la sfârșitul secolului 19, iar care este misteriul și de ce este atât de importantă pentru lionezi? Și trebuie nu să vă spunem, pentru că cel mai important este să ne citiți articolul despre Fede Rumier, în care spun toate legendele care stau la baza construirii catedrale. Deci știți să ne blogul mai Dar pe scurt, vă explicăm că această statuie de acolo, a Fecioarei Maria din vârful ei, este foarte importantă pentru lionezi, pentru că ea a fost cea care a salvat pe lionezi de inundații și de tot felul de molim și de probleme care au avut de-a lungul timpului. Care se întâmplă în perioada respectivă, pentru că asta se întâmplă. Și în onoarea Fecioarei Maria, ei au Fede Lumière, sărbătoarea luminilor, care ia prin câte o lumânărică la fiecare se casă. Se face un marș până la catedrală, dar mai multe în Știu că e iarnă, dar una dintre cele mai mișto chestii pe care le poți face aici, știu, suntem în o biserică, dar vara, ca să te bucuri și mai frumos de orașul ăsta și de peisajul pe care o să-l vedem acum, sper, dacă se poate, este să iei o sticlă mare de vin și să ții prietenii și să veniți toți pe băncuțele astea care sunt acolo și să vă bucurați pur și simplu de atmosferă, de oraș și de un vin bun ca în Franța. Și acum peisaj. Care este mai alb ca iarna. So smart she's leading me to ozone. Music the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away the golden meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Marionetă din Franța și este originală din Lyon, de aici.
doamna care a creat această marionetă a fost născută undeva pe la 1766, pardon, mult timp în urmă. Ea, cum a creat, era fiica unor muncitori de mătase. Iar în perioada Revoluției au fost foarte mari probleme, pentru că mătase nu mai era așa mare căutare ca în perioada aceea. Așa trebuie să-și putească o nouă meserie. Și ce s-a gândit ea? Să fie dentist. De ce? Pentru că pe vremea aceea dentiștii nu făceau ce fac acum și doar scoteau dinți. Și nu câștigau bani din astea, ci câștigau bani din medicamentele ce le vindeau apoi, pentru a atenua durere. Și cum s-a gândit ea să atragă mai mulți oameni la dentistra ea, s-a gândit să facă un teatru de marionete. Și pe cine a inventat? Pe Gliner. Iar pe Vanusul Timpului, Gliner și-a tot schimbat meseria, dar întotdeauna a fost un personaj sărac și foarte descurcăreț și foarte apăt de a face lucruri inteligente. Este foarte cunoscut în toată Franța. Teatrul se desfășoară în continuare cu el, peste tot, la Paris, la Marseille, se plimba peste tot. Și ce vă să zic, noi nu vă stăm cu o piesă cu el, dar mi-aș dori foarte mult. În schimb, într-o seară, când ne primam din greșeală pe aici, am intrat la o degustare. Ne-am ieșit de că mâncăm și noi ceva, intrăm, vedem ce se întâmplă. Și acolo am aflat că în fiecare joi, de două ori pe lună, deci la două săptămâni joi, este o întâlnire cu oameni care e încă fabrică, astfel de păpuși. Și discută despre cum să le facă, ce piese să facă și așa mai departe. Și noi am avut ocazia să intrăm la o astfel de evenime și să aflăm mai multe despre povestea lui. It's time to wait a minute, I'm passing out, win or lose, just like you. Farm on Chocolate. Un alt muzeu foarte interesant de vizitat în Viorion, stă în Agadanie și aici putem vedea. Aici sunt două muzee foarte frumoase și foarte reprezentative pentru Lyon pe care le putem vedea. Unul foarte interesant pentru Traian. Este muzeul de istorie al orașului. Părerea mea, dacă ar fi să vii la Lyon, să stai două zile și să te gândești ce muzeu să vizitezi, cred că acesta ar fi primul pe care să-l vizitezi. Pe care și noi l-am vizitat în primele zile chiar. Un muzeu de artă vezi oriunde, un muzeu de arheologie vezi probabil oriunde, dar muzeul orașului chiar merită vizita, pentru că aflăm multe despre ce a fost Lugdunum, ce a fost Galia, cum s-a dezvoltat, cum a fost Lyonul în perioada medievală, în perioada renascentistă și cum a ajuns Lyonul să fie cel de astăzi. Ne explică foarte multe lucruri despre așezarea orașului, despre industria lui și despre economia lui și cele din urmă despre oamenii lui. Și asta și este foarte important. Exact, când vizitezi un oraș, cel mai important lucru e mai întâi să înțelegi despre ce vorba, de ce ai venit aici, să vezi monumente, să vezi istoria și abia atunci poți să simți cu adevărat că vizitezi, o să simți altfel că totul te transpui în altceva. Și cel de-al doilea muzeu, care îmi place mie, pentru că n-ai o mai pasantă de artă, de chestii de genul ăsta, e muzeul de marionete, care este foarte tare, sunt marionete din toată lumea, aduse din fiecare țară, continent, aproape, și în care îți povestește cum au evoluat, ce e specific pentru fiecare țară, ce fel de mărși foloseau, ce fel de teatru. Și, sincer, după ce am văzut muzeul de istorie, și ăsta mi s-a părut foarte interesant, pentru că am făcut niște poze foarte amuzante, pe care nu o să le punem niciodată pe net. Merită să veniți aici, pentru că este gratis pentru studenții sub 26 de ani, iar pentru adulți prețul nu este nici el foarte mare și va fi o mostră de Lyon foarte puternică și foarte binevenită pentru oricare dintre noi. Deci nu ratați! Cel mai interesant lucru pe care le poți face în Lyon este să vezi traburele. Traburele sunt aici, în Lyonul vechi, și pe Clarul. Ce sunt traburele? Sunt drumul pietonale. Hai să mergem! Care traversează pur și simplu clădiri. Deci da, merg dintr-un capăt în altă clădire. Hai să luăm una, asta e mai mecanic, așa că hai să trecem mai repede. Hai! Drumurile acestea au fost făcute pentru ca oamenii să aibă acces cât mai rapid de la poarele dealului până la râu. Deci astfel nu mai trebuie să ocolești toate căsuțele, ci pur și simplu treci de-a dreptul transversal prin clădiri. Asta vine de la Traburel, chiar asta înseamnă să mergi transversal. Le bouchon lyonnais.
sau Bușonul Lionez sunt cele mai faimoase restaurante din Lyon. De fapt, sunt restaurantele tradiționale lioneze, sunt faimoase în toată Franța, în toată Europa. Toți vin aici ca să mănânce aceste bușonuri lioneze. Pentru că se știe că Lyon este capitala culinară a Franței. Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.